Bine v-am regăsit, abia așteptam să ne reîntâlnim. Sunt Ana Donosa și începe actul 2. Sunt și mândră și entuziasmată și foarte recunoscătoare să începem noul an, noul sezon, cu vedetele Teatrului de Revistă Constantin Tănase și să fie în același timp și o zi de sărbătoare, pentru că este ziua invitatei mele, Valentina Fotu. Îi mulțumesc domnului director Vasile Muraru pentru că este astăzi alături de noi și vă invit la o discuție despre viață și despre teatru cu Vasile Muraru și Valentina Fotu. Sunt tare mândră să încep sezonul ăsta cu voi și să încep în același timp cu o sărbătoare, pentru că este ziua ta pe 3 octombrie și eu am ales niște flori din astea artistice ca tine, curgătoare. Mi-aduc aminte că mi-ai povestit tu la un moment dat de un vis de al tău care a fost premonitoriu, așa, într-un sens tare frumos, când ați făcut prima emisiune împreună și mi-ai spus că ai avut acest vis cu ceva, cu niște plante la geam pe care ai călătorit și a fost de bun augur, deci m-am gândit la visul pe care mi l-ai povestit. Anuță, la mulți ani. Din inimă și eu, cum ai spus tu, din suflet. Chiar că și pentru flori și pentru faptul că uite, te-ai gândit să fim și noi prezenți în emisiunea asta pe care eu chiar o urmăresc și trebuie să le spun celor care ne văd acum, îmi pare tare rău că nu s-au aliniat planetele și că n-am putut să fim până acum prezenți în emisiunea ta atât de curată. Mulțumesc. Atât de specială și atât de sensibilă, așa cum ești tu. Eu zic că s-au aliniat bine exact acum și pentru domnul Vasile le pun aici pe scaun, dar sunt pentru doamna. Nu, dăm mie, că noi facem. Deci nu îmi plac deloc situațiile astea fără rezolvare. Deci totul se poate rezolva în viața asta de la Ana Donosa, special pentru domnul Vasile Muraru. Mulțumesc, ai zis că le ții la tine. A, perfect. Știi ce bine o să dea cadru cu mine, cu multe flori, așa? Minunat o să dea cadrul ăsta. Vă rog să vă gândiți că florile astea, Ana, la cum o știu eu, le-a luat pentru soția dumneavoastră. Mulțumesc, mai mult ca mulțumesc sigur. Foarte mult, mi-am închipuit că domnul îmi dădea mie flori. Și să știți că artiștilor bărbați li se pot oferi flori. Deci nu e... Da, dar când evoluează, nu când stă pe scaun. Da. Artiștii bărbați, dumneavoastră și acum sunteți... Deci noi îți mulțumim și noi că te-ai gândit la noi să ne invit. Eu vă mulțumesc, domnul director. Asta. Nouă cu noi și vorba aia, ce a zis Valentina, că nu s-au aliniat astrele, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Acum e foarte... Valentina, îți urez ce ți-am urat tot timpul, să te bucuri de ceea ce ai, pentru că tu ești unul dintre puținii oameni pe care îi cunosc, care au de toate. Da, Doamne, Ana, când spui tu așa ceva, lumea chiar te crede, pentru că tu ești un om foarte bun, dar și un artist foarte bun și atunci tot ce spui tu este credibil, și pentru că îți spui din suflet. Însă, și eu ca toți oamenii, le am pe ale mele, ce fac eu tot timpul și care e tema mea cu mine permanentă, este să am grijă să nu mă duc înspre melancolia asta și tristețea asta din ADN-ul meu și atunci mă îmbrac vesel, mă coafez, cumva plusez și aleg să povestesc și să trăiesc doar în zona optimistă a vieții. Cu toate că ceea ce este predominant în mine este trist. Este serios așa și atunci tot timpul mă agăț cu disperare de tot ce ar putea să mă țină pe linia asta optimistă, pentru că viața e scurtă și dacă o trăim făcând drame și tragedii din tot ce e în jurul nostru sau în viața noastră, pierdem timp, mult timp. E rețeta cumva câștigătoare, am auzit-o. Greu de este greu accesat, de pus în practică, dar asta e rețeta, într-adevăr. Pentru da, că... Și nu țin supărări. Nu țin supărări pentru că mi se pare așa o cheltuială de energie. De ce să mă supăr eu pe cutare sau pe cutare? Sigur că mă deranjează, sigur că înțeleg, dar știi cum? Aleg de multe ori, de câte ori pot și de câte ori sunt odihnită, aleg să nu răspund. Pentru că trag aer în piept, zic 1, 2, 3, Doamne, dar de ce să mă cer cu omul ăsta? Pentru că mâine oricum mă întâlnesc cu el pe stradă, în teatru, în viață. Dar de ce să-i spun eu ce gândesc? Pentru că ăsta este adevărul meu. S-ar putea el să aibă un adevăr diferit de al meu și s-ar putea ca el să aibă credințele lui. Eu, cumva, am toleranță la astfel de situații și încerc să mă agăț doar de ce e bun în lumea asta.
Ce e bun acum, Valentina? E bun să lucrez cu domnul Vasile Muraru. Asta vreau să aici, vreau să ajung. O situație fericită. Am zis că ai spus că alegi numai lucruri optimiste. Păi cum? Și dumneavoastră sunteți un comic, știți, un trist comic, sau cum se zice, că lucrurile foarte comice sunt și triste în același timp. Dar mie îmi pare așa de bine că filmăm aici, la Teatrul Tănase. Că tot da, Dumnezeu, o să slujim teatru și o să slujim publicul, în primul rând, că de asta ne-am făcut artiști. Nu ne-am făcut directori, ne-am făcut artiști, în primul rând. Mi-aduc aminte vorba asta, ați spus-o deseori în, în culise. Vreau să vă întreb dacă puteți sau vreți să ne povestiți cum era clădirea asta când ați ajuns prima dată aici și cum arăta ea. Eu nu am prins-o, dar mi s-au povestit atâtea lucruri frumoase. Și... Da, era o clădire transformată, din cinematograf s-a transformat în teatru. A avut niște, la început, a avut niște adaosuri ca să creeze o atmosferă deosebită. La pauză, chiar și la început, țâșneau se pulverizau niște vapori de brad, ca să fie așa. Pe laterală erau două pasarele pe care evolua baletul. Asta le-am prins și eu. Adică în mijlocul sălii, din plafon, cobora un lift. Era un lift, motoarele sunt sus. Asta n-am știut. Da, ce vorbiți din asta, e Folie Berger, de ce nu mai avem liftul? Da. Și se deschidea ușii, cobora balet, cobora... Wow. Da, era o atmosferă de teatru, era o lojă sus, nu era balconul ăsta atât de mare. Era o poezie, o intimitate, cât de cât s-a putut dintr-un cinematograf să transforme într-un teatru. Și un candelabru care era lângă lift? Sau era tot, era un hol, era candelabru, care îl avem, candelabru, e strâns în cutii. Și pe care v-ați gândit să-l, la un moment dat? Ar fi bine să-l putem frumos pune ar fi. Practică, dar era, pentru că... Se crea o atmosferă. Atmosfera de când ai intrat în teatru e... Oamenii nu vin la teatru strict pentru spectacol. Vin pentru toată atmosfera. Păi spectacolul era, da, bravo. Pe asta care o creează. De asta se îmbrăcau. O seară de teatru. Se îmbrăcau. Te gândești cu ce te îmbraci? Sigur că da. Te gândești eventual unde mergi după, cu cine, cu ce prieteni. Ai văzut la Bârlad? Ai văzut, m-a chemat Eugen Voicu, repuziterul nostru. Toată lumea cu cravată, toată lumea cu cravată. Da, bine, Moldova, acum păstrează. Înainte de pandemie, pentru el era un șoc. Credea că vin în blugi, credea că sunt orașe cu public avizat, cu public care au teatru în oraș, să vede lumea și consideră că e, într-adevăr, un eveniment deosebit. În Israel, prima seară în Israel, la OLCM, când m-am uitat să văd publicul pe... Era o mare de ochelari, de blănițe la de blănițe. Altă lume elegantă. Altă lume. Să nu se înțeleagă cumva că trebuie să fie să... Nu, că publicul nostru n-ar fi așa. Doamne ferește, sigur cum? Că sunt interferențe, sunt generații diferite, nu. Dar oamenii încă au respectul pentru venit sigur la teatru. Sigur că da. Nu vorbeam de spectacolul care se creează de la intrarea în teatru. De la intrarea în teatru, la pauză, de asta era pauza. Nu doar spectacolul în sine. Păi pauză de asta se dădea. Un eveniment. Noi toată am cam sărit puțin calul și multe dintre spectacole, ca să terminăm din cauza... A fost și pandemia, și care pandemia, a impus înainte de asta, pentru că lumea s-a schimbat. Dar pauza de asta era, ca lumea să se admire, să uitau cu coanele, era spectacolul ăsta. Ia uite cu ce m-am îmbrăcat, ia uite cu ce m-am... Probabil când oamenii o să trăiască un pic mai bine și când o să fie tihna asta de a te bucura de viață, o să schimbe lucrurile... lumina de tot. Lucrurile să fie la fel. Acum lumea a fost un pic pe repede înainte, știi? Ca butoanele alea din televiziune, când dai și derulezi imagine. Da, cam da, așa da. A trăit lumea acum, știi? Eu mă întreb dacă vom reveni, pentru că e atâta accelerare continuă și păi unde? Atunci a câștigat tricoul și... Da? Într-o prăpastie care așteaptă. Pentru că eu cred cumva că e un ciclu. Mie, care ți-am zis că mă agăsc cu disperare de optimism, mie mi se pare că deja am fost în prăpastie și acum ne cățărăm. Bravo, și o să învățăm din nou să ne bucurăm de... De ce ne dăruiește viața? Pentru că un spectacol de teatru, o familie bună, am început cu spectacolul de teatru că suntem în teatru, dar o familie bună, conștiința faptului că ești într-o relație fericită, astea trebuie nu numai că
să le înțelegi și să le trăiești, trebuie și arătate. Asta, eu cred că suntem la momentul în care vom trăi lucruri fericite și va trebui să învățăm să le conștientizăm și să ne bucurăm tot mai tare de ele. Să fim plenari în toate acțiunile noastre. Dacă suntem triști, să fim triști până la capăt. Dacă suntem voioși, să fim voioși până la capăt. Să fim asumați. Acum generațiile astea oricum au alt start în viață, poate mai facil economic vorbind. Nu știm încă. Eu și eu sunt o fată plecată din provincie, dar voi cu atât mai mult, pentru că a trebuit să luați cursa, trenul, să ajungeți la București. Da, pe jos. Ocazia. Eu naveta la liceu, la școala generală, 3 km pe jos, dus, 3 întors. Mai rămâneam la bunica, că era satul maică-mea. La liceu până la autobuz, 3 km pe jos, dimineața la 4:30, la amiază la fel, naveta, până am terminat liceu. Când am terminat liceu, a băgat autobuz în sat. Nu, eu fiind norocos de felul meu, dar așa asta, probabil că aveam nevoie de mișcare. Exact. Nici nu știți poate ce beneficii... Bineînțeles. ...a avut perioada aceea. Vă mai amintiți cum a fost să debutați la Teatrul Tănase? Eu? Da. Deci când am debutat eu la Teatrul Tănase, toată scena asta care vedeți, eu abia stăteam într-o parte, că nu încăpeam de vedete și de... Nici n-aveam cum au băieții care au venit sau chiar voi care ați venit în teatru, ați avut direct monolog, direct... Ce, aveam o replică sau asta? O trecere prin scenă cu niște... Da, și la sfârșit acolo și nu știu ce trebuia să zic. Și a trecut un șobolan pe scenă de la Sincera. Era aici, cum se numește? Simplon, așa? Simplonul l-am prins și eu. Eram în liceu și veneam la Simplon să mănânc macaroane cu brânză. Așa, cu mâncare. Și șobolan la sfârșit a trecut și lumea l-a văzut că era frumos, gras. Venea de la Simplon. Era bine hrănit. Da, bine hrănit. Și eu. Și un șobolan pe scenă. A râs lumea, a fost extraordinar. Asta a fost debutul la Teatrul Constantin Tănase. S-a văzut, a avut un debut cu aplauze. A fost da, cu aplauze. Cu aplauze la replică. Da, la replică. Și cu improvizație. Da. Da. Da, debutul meu a fost mai... Glume în picioare, așa era atunci. Era voie cu public în picioare. Păi erau, cred că, 70% în picioare. De o parte de alta. Spectatori. Spectatori vorbesc, ce da. Da, da. Sala plină și spectatori în picioare. În picioare, da, dar nu mai e voie. Nu mai e voie. Acum intervin pompierii și tot felul de norme care trebuie respectate. Era în Italia, la Alexandria. Nu, nu știu dacă era angajată. Nu era în prins. Nu, eram eu însărcinată cu Vlăduț. Cu pompierii. Cu pompierii întrebam și erau două locuri, au rămas dintr-o mie de spectatori, două locuri au rămas libere și mai erau români în foaier, să intre, să ocupe alea două. Au intrat mai mulți. Valentina a început să spectacole, era pe scenă. Deschidea. Pompierii, când au văzut că a intrat lume, au apăsat pe buton. Carabinieri, nu te joci cu carabinieri. Cortina de fier, ea a rămas izolată, s-au blocat tot, s-au oprit tot. Eu am rămas izolată cu spectatorii, cortina de fier s-a tras și a venit un oficial și a spus că atențione, atențione! Că până nu se eliberează, deci până să se așeze aia doi și restul să iasă afară. Și restul să părăsească. Îți dai seama cu românii care veniseră să ieșit vadă săraci, da. Stella, au Arșinel, vadă. Nae, Vasile. Era un spectacol. E clar că pentru ei veniseră. Păi, îmi imaginez ce improvizație ai făcut tu atunci. Mi-a zărat când a văzut, da, când a văzut Bihania coborând. Dar știi cum s-a... Cortina de fier. Cortina de fier, care are rolul în teatru de a izola spațiile. Spațiul scenic, dacă Doamne ferește izbucnește un da. Incendiu în sală, să nu se ducă spre scenă și mai probabil un incendiu la scenă, reflectoare etc., sigur, sigur. Să nu se ducă focul spre să spectator. Să nu se creeze curentul ăla. Da, există aceste cortine de fier. Vreau să vă întreb dacă după atâția ani percepeți stilul revuistic altfel sau i-ați găsit alte definiții în timp sau cum ați face publicitate, reclamă genului revuistic pe care o faceți deja în toate felurile, dar dacă ar fi să-l descriem acum și să spunem cum a fost, cum s-a transformat, care a fost drumul lui și al vostru împreună cu el. Și-l găsesc mult mai greu, pentru că în timp, odată cu maturizarea artistică, intervine responsabilizarea. Și mi se pare dintr-o dată că nu e așa la prima mână. Așa cum zicea și Tănase. Orice lucru care pare ușor de făcut e de fapt studiat.
ca să pară ușor, înseamnă că s-a muncit. Naturalețea asta vine odată cu talentul, sigur că da, despre asta e altă temă și e între fiecare și Dumnezeu, asta cu talentul nici nu o discut prea mult, că nu se cade. Dar asta este una. Dar a doua, tot ce vedeți și tot ce văd oamenii ușor la scenă, naturalețea asta, e de fapt îndelung exersată. Adică oamenii chiar muncesc, chiar sunt preocupați. Nu e ca și când, ai mă, ce-a făcut, eu ușor pot să fac. Hai, încearcă, că nu e atât de simplu. De-aia și acum cu tot dragul pentru meseria noastră, să știi că artiști mari, dar tu știi, vorbesc cu telespectatori, artiști mari, artiști extrem de talentați, venind pe scena de la Tănase, ei înșiși s-au confesat și au zis, măi, dar n-a mai fost așa de simplu cum părea sau cum credeam. Au făcut mare succes pe scena noastră, venind din alte teatre și din alte genuri, doamna Tamara Buciuceanu, doamna Draga Olteanu Matei, a făcut mare succes Mișu Fotino, a făcut mare succes Demrădulescu, sigur că da, dar greu, greu. E o probă pentru că este proba asta directă cu spectatorul. E greu să-l ții captiv, să-l ții interesat și să-l mai faci să și râdă. Ceva aparte. Tu ai fost unul dintre modelele mele când am intrat în teatru din multe puncte de vedere. Am mai povestit asta, de ce. Eu când am venit, am jucat la Rapsodia, atunci era teatrul la Rapsodia. Și o să-mi amintesc toată viața cum stăteam undeva în partea asta a scenei și când intrai tu, era un sentiment de... parcă începea o petrecere așa și publicul și aveau tot felul de reacții, oamenii te știau, eu habar n-aveam, era prima dată când veneam la revistă. Oamenii de la revistă. Și oamenii te cunoșteau și mi-aduc aminte replici de genul să vezi ce faci acum, Valentina, adică asta erau. Și după aia când te-am cunoscut, te-am admirat și mai mult pentru că tu făceai un milion de lucruri când am intrat eu în teatru. Tu făceai și o emisiune la televizor, mergeai la radio, la un moment dat ai făcut cursuri pentru copii, după aia ai schimbat televiziunea, deci făceai o mie de lucruri. Și eu unde eram chemată, pentru că vezi tu modelul. Da, și erai chemată. Dar ce vreau să zic este că totuși, având posibilitatea să alegi, tu ai rămas, da, și ai fost... Ca, mai mult decât atât. Soră numai cu revista. Că nu m-am gândit să plec. Dar eu nu mi-am dorit niciodată în viețișoara asta mea să fie un alt loc decât aici. Și asta este un lucru foarte sincer și foarte... cum să zic? Mă, nu sunt cu jumătăți de măsură. Eu n-am vrut altceva, dar nu știu cum să spun. Nu era în sfera mea de interes. Sigur că am toată admirația pentru tot ce se întâmplă în celelalte teatre. Sigur, am toată admirația acolo unde este cazul, pentru că de multe ori și acolo e multă reclamă și substanță mai puțină. Ăsta e adevărul. Dar, sigur că da, recunosc valoarea și mă bucur de performanțele tuturor, dar eu mi-am știut locul. Eu n-am vrut în alte parte decât aici. Asta n-am visat minunat, altceva. Asta e minunat. Și pot să mă bucur de tot ce se întâmplă în jur. Adică n-am vrut altceva. Sigur că da, nici nu m-a chemat nimeni din altă parte. Nu m-a chemat nimeni la Național, nu m-a chemat nimeni. Sigur, e adevărat. Dar vezi, norocul meu a fost pentru că eu am fost focusată doar pe locșorul ăsta. Domnul Vasile, dumneavoastră faceți mult film și îmi povestea de curând un director de casting că vă iubesc foarte tare regizorii pentru că aveți o fracțiune de secundă când reacționați care creează acea naturalețe, acel face firesc, diferența. Care face diferența. Cătălin Dordea, am spune asta, cred că vă amintiți de el că a făcut niște castinguri cu dumneavoastră. Și era absolut încântat. Este unul dintre actorii pe care îi apreciază cel mai mult și asta îmi spunea că regizorii vă iubesc foarte tare pentru fracțiunea asta care face diferența, cum a zis Valentina. Și mi se pare că dumneavoastră ați fi putut să fiți în oriunde altă parte, dar ați ales tot revista și pe mine când mă întreabă, cine mă întreabă cum e Vasile Muraru ca director, primul lucru pe care îl spun, spun că e un om care iubește revista și asta mi se pare suficient, adică ce să mai adaug la așa ceva. E un gen special, e un gen care degeaba zic că e învechit, sigur are 100 de ani, 100 și, dar... Dar teatru în general cât are? Păi teatru câteva mii de ani. Dar el a evoluat și s-a înnoit, s-a adăugat tot felul de mijloace de exprimare artistică de-a lungul timpului până a ajuns la forma clasică de revistă. Clasic e un cuvânt scump, să spunem noi,
dar când aud clasic, le spui la niște ăștia de elită, elitiști, strâmbă din nas și cred că e ceva vetus, dar nu e adevărat. Revista e ceva special și ceva pe care nu-l poate face oricine. Asta e părerea mea. Asta am văzut și eu, pentru că am învățat aici la locul de muncă. Eu, sigur, jucasem în piese, jucasem în filme. La revistă mai... Dar am învățat la locul de muncă. Stăteam ore întregi la culise, la Puiu Călinescu, la Nicu Constantin, la... și atâția și atâția, la Boema, la Stella și la Arșinel, la... Și am văzut atâția actori, am avut norocul ăsta. E un gen special. Din momentul în care a intrat în scenă și lumea, asta e la revistă. Te ia în brațe sau nu te ia în brațe. Vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit și vă mulțumesc pentru că sunteți spectatorii Teatrului de Revistă Constantin Tănase. Aici este locul unde îi puteți întâlni pe ambasadorii genului revuistic, domnul Vasile Muraru și Valentina Fătu. Le mulțumesc pentru că au fost invitații mei astăzi. Vă mulțumesc și dumneavoastră încă o dată și vă aștept data viitoare, tot la actul 2.